Da, de drumul. Deci, în conformitate cu dispozițiile articolului 39, neat 1 din legea numărul 215 pe 2001, a fost convocat într-o astăzi, 25 mai 2017, în ședința ordinară a Consiliului Local, convocat prin dispoziția numărul 8 din 15 a 5 a 2017 pe 1 a 2001. Din cei 10 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 9. Văd că n-a venit domnul Popa și cu domnul Lăcătușor. Da, fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legat constituție și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederile articolul 42 al 5 din legea 215 pe 2001, pun spre aprobare procesul verbal din chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. La ședință participă ca invitați domnul Tălăiescu SIB TV, doamna Gherasimescu, ministra care are prezentat un referat, și doamna Căpăcaru Menea, directora școlii, care la fel are de prezentat două puncte pe ordine de zi. Dar ne-a spus că în 10 minute maxim să vedeți și asta în ceremonie. Mă rog pe domnul președinte Moise Cosmin să preia lucrurile ședinței. Numai o secundă, domnul președinte. Vreau să fac o precizare cu privire la modificarea legii 161 și legea 87 din 2017 cu privire la statutul aleșilor locali, ca să nu rămâne surprinși că în momentul votului, deci eu am să mă abțin. Pentru că aici legea e dată ambigu cumva și s-ar putea să fiu incompatibil cu funcția de consilier local. Da, ca să nu fie probleme, discuții și... Tot ce răpun de vedere de la prefectură, prefectura de la ANI, și tot așa au lăsat. Au chemat mâine 41 secretari la ședință, la instruire, și marți diferența. Să vadă la ce... Pentru să nu avem nicio problemă, mai bine decât să ne trezăm că trebuie să abrogăm anumite hotărâri. Mai bine, așa, am rezolvat comun acord, să abțină de la orice vot, până se reglementează situația. Da, mulțumim. Se dă citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcție și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardean, județul Bacău, pentru anul 2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz comisiei reunite. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, școala gimnazială numărul 1 Ardean. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz comisiei reunite. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venite pentru anul 2017, scursa E, școala gimnazială numărul 1 Ardean, inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz comisiei reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre introduse pe ordinea de zi, da. Referatul cu numărul 3620 din 19.05.2017 al domnului Gherasimescu Luminița, referatul cu numărul 3689 din 25.05.2017 al domnului viceprimar, și raportul primarul comunului Ardean de la anul 2016. Vom la vot proiectul de ordine de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă nu este cineva. În realitate, de vot a fost aprobat cu ordinea de zi. Abținere. Ați zis, vă abținere. Nu. Doamna Gabriela, vrea să trece, are o problemă. Se supune la vot. Pune la vot, dacă sunt de acord. Cine este pentru? Da. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardean, județul Bacău, pentru anul 2017. Avizul comisiei reunite. Doamna Anica Gabriela, președintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei reunite. Comisia a dat favorabil raportul în forma prezentată. Da, cuvântul domnului secretar, sunt la prezentarea raportului de specialitate. După cum bine știți, noi am aprobat organigrama la începutul anului, pentru anul 2017. În organigrama aprobată a fost vacante două posturi. Un post de consilier deputat pentru funcție publică în cadrul compartimentului relații publice de infrastructură și resurse umane și un post de șofer.
în urma planului de ocupare care a fost înaintat pe ANPP, am primit avizul, l-am scos la concurs și postul a fost ocupat. Deci, postul care a fost vacante ulterior, dacă au fost ocupate, este obligatoriu de introdus modificarea pe ordine de zi a statului de funcție cu noile posturi ocupate. Totodată, s-a primit și 3 ani de la urmă promovarea PAP-ul funcționarea public din cadrul instituției noastre, care, de altfel, în urma planului de ocupare a obligatorii de PP-uri, funcții care au fost susținute examen, au fost promovate și la fel trebuie să le completăm în statul de funcție. Da, totodată, am, știți că am aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 20/30/2016, am înființat Poliția Locală. Deci, în urma hotărârii Consiliului Local, am înaintat-o instituției prefectului, în care am solicitat numărul de posturi. Da. Am primit adresa cu numărul 80/18/3/5/2016, da, 80, pardon, prin care ne alocă un număr de 3 posturi. Da. Postul care noi astăzi trebuie să le suplimentăm în organigrama și statul de funcție, atât cu compartimentul de poliție locală, cât și statul de funcție cu cele 3 posturi. Aceste posturi au fost în urma discuției cu domnul primar și cu cei de la ANFP, la București, am considerat că e bine să înființăm o funcție publică de execuție de clasa 1-3, este vorba de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență și două posturi cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, tot la fel debutant. Din cauza, știu eu, când o fi să scoatem postul la concurs, nu avem problemă, adică că nu găsim personal. Deci, noi astăzi trebuie să, adică, să discutăm și dumneavoastră să adoptați noua formă a organigramei și a statului de funcție, așa cum sunt represe în nota de fundamentare. Da, mulțumim, domnule secretar. Dacă vreți cineva să ia cuvântul? Da, sunt de acord cu ce a prezentat domnul secretar. Nu mă rețin. Deci sunt de acord cu ce a prezentat domnul secretar. Nu am obiectiv. Bine. Așa. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? O abține. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, Școala Gimnazială numărul 1 Ardeal. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Bacadan Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Avizurile reunite avizate favorabil la raportul prezentat în mai scris. Dau cuvântul doamnei Tădocar Unirea pentru a prezenta raportul de specialitate. În urma selecției în un proiect, școala noastră a fost selectată printre cele 30 de școli comunitare. Astfel, școala noastră a fost sponsorizată cu 6.000 de lei, care au fost puși în contul sursa E. Pentru aceasta noi cerem rectificare de buget ca să ne putem folosi de acești bani. Următorii 2.300 vor fi puși până în luna septembrie. Cam atât am avut de spus. Mulțumim, doamnei Dora Unirea. Dacă doriți cineva să ia cuvântul? Eu? Da. Sunt de acord cu ce a prezentat doamna directoare, noi cunoaștem problemele, din aproape, așa este. Am adus la cunoștință domnul primar și la domnul secretar și domnul viceprimar. Astăzi, cu o ședință, a avut un loc cu o ședință, care au participat două domnul, numai de la Cluj. Cam atât. Sunt de acord cu ce a prezentat doamna. Mulțumim. Altcineva? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Se trece la următorul punct al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri anual pentru anul 2017, sursa E, școala gimnazială numărul 1 Ardeani. Aviz Comisiei Unite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul doamnei Tăbătar Mirea pentru a prezenta raportul de specialitate. Deci va trebui să prezint domnul secretar. Deci, dacă dumneavoastră ați solicitat rectificarea, da, am solicitat. După care trebuie să solicitați aprobarea, așa, ca să puteți să cheltuiți unii care ne-ați, da, deci, primit în urma sponsorizării. Deci, în urma sponsorizării, aș ruga să aprobați bugetul în forma care este în referat de modificare bugetului cheltuielor. Mulțumim, doamne Tăbătaru. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Da, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Este pentru, împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Dau cuvântul doamnei Ghelasim Sculunița pentru o prezentare pe ratul numărul 620 în 1905-2017. Doamna, dacă n-am mai venit, îmi place. Haideți că spune câteva cuvinte. Deci este tipul ăsta, este vorba... De citire. Da, de fapt, trebuie să-i dau o citire. Urmarea vese numărul 65 din 19.05.2017 de la SECETOCO Geotehnic SRL Bacău, prin care ne notifică faptul că există diferențe între suprafațele înscrise în anexa numărul 11, inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Ardeoan și suprafețele găsite la măsurătoare în vederea obținerii cărții funciare în punctele. Drumul vicinal, intravelan, de la Afară Dumitru și Olga Costache, în domeniul public, lungimea fiind de 300 metri lineari. Lățimea este de 3 metri lineari. Găsit la măsurătoare, lungimea a fost de 185 metri lineari, iar lățimea de, a fost de 6,5 metri. Și 7,5 metri, pe, deci într-un loc cu 6 metri jumătate și într-o parte unele porțiuni 7 metri jumătate. Da. Deci o suprafață totală de 1290 metri pătrați. La drumul vicinal, intravelan de la Munteanul Nicolae și la Munteanul Dumitru, în domeniul public, lungimea fiind de 300 metri lineari. Lățimea este de 3 metri. Acum la măsurătoare s-au găsit 265 metri lineari, deci mai puțin, de? Și lățimea de 3,5 metri. Deci, ca lățime, ar fi un pic mai mult. Dar pe, suprafața totală este de 1265 metri pătrați. Pentru care VCPI nu va recepționa documentațiile cadastrale pentru intabularea imobilor. Deoarece sunt diferențe. Trebuie să pice, deci, când facem cartea funciară, să pice exact o realitate din teren. Pentru că una s-a găsit, una a fost prinsă prima dată în proiectare, în documentație și la fața lor s-a găsit calculare. Așa, ca să putem să facem modificarea la o documentație, trebuie să adoptăm, în, adică să anunțăm Consiliul Local ca să știe de unde au suferit modificările astea. Da. De pentru remediarea acestui situații, vă s-a aprobat modificarea anexei numărul 11, care este aici așa atașată la documentație, întocmită de către SECETOCO Geotehnic SRL, așa, în inventarul bunurilor care a pasat domeniul public al Comunei Ardeoan, în punctele mai sus menționate, cu dimensiune găsite la măsătoare vederea intabulării acestora. Atât. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe aceasta? Nu știu, dar ne privește școala. Nu. Pot să cred? Da. Mi-e clar că trebuie să fac de aceste rectificări, adică realitatea se corespundă cu măsurătorile, tot să facă întocmai o carte funciară corectă. În vederea, eu, dacă se vor putea face modernizări pentru drumuri, trebuie să avem date exacte. Mulțumesc frumos. Dau cuvântul domnului primar al Comunii pentru a prezenta raportul pentru la vot. Domnului viceprimar, dacă pentru prezentarea de raportul numărul 3689 din 25-5-2017. Sunt supusul. În fapt, aia nu este dacă trebuie să fie supusul. Ce? Documentație tehnice și proiectare. Da.
prin acest referat, vă aduc la cunoștință că începând cu data de 20.05.2017, contractul de telefonie mobilă cu firma Vodafone a expirat. Fiind oferta firmei Orange mai avantajoasă, supun dezbaterii Consiliului Local și încheierea unui nou contract. Dacă vreți să-mi spuneți cu ce formă e mai avantajos sau nu, dacă nu... Păi... cei de la ISU ne cere pe o cartelă să avem atât internet, pentru Sirena. Ofertul. Așa. Și plus că la Orange sunt multe, mult mai multe. Și giga la fel, tot în... și banii sunt mai... Și are de oferit. Și... atâta timp cât avantajele sunt... Dacă vă ați aminte, am mai discutat odată. Trebuia să renegociem contractul ăsta din noiembrie. Am tot chemat la renegocieri ca să cer o cartelă cu număr și să am și internet via pentru ISU. Nu au venit decât pe 15 martie. Pe 15 martie au venit cu contractul și au venit pe contract după jumătatea lui aprilie. Și a zis că nu trebuie să încheiem un alt contract. Atunci am cerut ofertă și de la Orange. Și ăștia la Orange au primit oferta mai avantajoasă și o să încheiem cu ei. Am discutat fata de la achiziție cu reprezentantul cu Orange. Nu știu, sunt discuții. Da, da. Supun la vot? Sigur. Cine este pentru? Sigur. Dau cuvântul domnului primar al comunei pentru a prezenta raportul pentru anul 2016. Raportul primarului pe anul 2016 privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Ardeoani. Deși cu puțină întârziere, astăzi prezint raportul de activitate pe anul 2016, potrivit articolului 63 al aleatul 3-a, din legea 215/2001 privind administrația publică locală. Aș dori să fac precizarea că întârzierea prezentării raportului are la bază motive obiective și anumea internarea mea din motive de sănătate. Aș fi dorit să prezint acest raport cu bucuria realizărilor obiectivelor propuse în programul pe anul 2016, dar și de scăparea de sub povara insolvenței. Spun aceasta convins că atât intrarea în insolvență cât și prelungirea ei la nesfârșit nu mi se pare logică. Vă prezint realizările anului 2016 potrivit programului după cum urmează. Pentru continuarea lucrărilor la podul Leontenesc s-a realizat devierea liniei electrice. S-a achiziționat prefabricate din beton pentru amenajarea drumului Munteanu din Leontenești. S-a achiziționat tractor cu remorcă, sărăriță pentru împrăștiat material antiderapant pe timp de iarnă și tocător de iarnă. S-a achiziționat două motopompe pentru evacuarea apei. S-au achiziționat tuburi pentru amenajarea de podețe în satul Ardeoani și Leontenești. S-a achiziționat și montat echipamente pentru încălzirea sediului primăriei, centrală termică, calorifer, cupulatură și altele. S-au montat 100 de lămpi pentru iluminatul public în satul Ardeoani și Leontenești. S-a reconstruit podețe din beton în punctul Mocanu, satul Ardeoani, în punctul Condrea, satul Leontenești. S-a amenajat acces din DG156 la terenurile agricole ale cetățenilor. S-a achiziționat generator electric. S-a efectuat reparații în toate birourile în sediul primăriei. Menționez faptul că realizările acestor obiective s-au făcut cu eforturi bugetare și resurse minime, motivate de aceleași cauze și anume lipsa distribuirii obiective a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe motive politice. Chiar și pentru puținele realizări, mă declar mulțumit și țin să vă mulțumesc dumneavoastră și întregului aparat de specialitate al primarului pentru tenacitatea și profesionalismul demonstrat. Cu multă părere de rău, vă informez că nici în anul 2016 nu a reușit să realizăm cele două obiective, podul Leontenești și asfaltarea drumurilor locale. Dacă cineva crede că voi renunța sau că m-am resemnat privind cele două obiective și nu numai, se înșeală. Vă informez că am redecurs la mediere AP documentațiile pentru obiectivele de investiții cu numărul de înregistrare 22.406 din 1.3.2017 pentru obiectivul de investiție reconstrucție pod beton armat peste râul Tazlou Sărat, pe DC178, și pentru modernizarea drumurilor locale cu numărul 22.411 din 1.3.2017. În anul 2016, un aspect important pentru primăria Ardeoani a fost monitorizarea și asigurarea condițiilor de mediu pe tot teritoriul comunei și vă informez în acest sens că societatea Roncresc, care colaborează
și care colectează și transportă gunoiul menajer, desfășoară activitatea conform contractului încheiat cu ADIS Bacău. Pentru siguranța și ocrutirea sănătății cetățenilor, am asigurat funcționarea cabinetului medical din comună organizat conform OG 124/1998, condus de medicul de familie Georgescu Olga, care împreună cu cele două cadre didactice în subordine au făcut posibilă prevenirea și intervenția rapidă și profesionistă atunci când situația a impus. Iar la această dată putem spune că în anul 2016 nu am avut probleme de sănătate care se pună în pericol cetățenii comune. Referitor la activitatea medicală, vă informez că, potrivit statisticilor, în cadrul cabinetului medical sunt înscriși un număr de 1829 pacienți, din care copii 0-3 ani 95, adulți 4-59 de ani 1170, peste 60 de ani 564. Execuția bugetară pe anul 2016 se prezintă astfel. Din planul de 3.440.120 lei s-a realizat 3.774.459,80 lei. Din aceste venituri fac parte impozitele și taxele locale, sume depocate din impozitul pe venit, subvenții de la bugetul de stat. Venituri proprii, plan 1.231.340, realizat 1.234.389,80. Sume depocate din TVA, plan 1.623.090, realizat 1.615.452. Subvenții, plan 585.690, realizat 524.618. Total venitul plan 3.440.120, realizat 3.374.459,80. Și aici avem o serie de probleme, în sensul că nu toți contribuabilii își achită obligațiile financiare față de UAT, fiind nevoiți să intervenim pentru recuperarea legală a datoriilor. Comuna Adriana are suprafață de 2148 hectare, din care teren arabă 1324 hectare, fânețe 306, pășuni 510, islaz 56 hectare, vii 4 hectare, livezi 3 hectare. Numărul de animale la nivelul comunei Ardeana este de 447 capete bovine, 257 porcine, 2286 ovine, 704 capre, 5410 păsări, 197 familii albine. Cu speranța că în anul 2017 va fi un an mai bun, deși sunt sceptic în acest sens, vă rog și rog întreg aparatul de specialitate să acționeze cu profesionalism, să ne sprijinim reciproc în vederea realizării obiectivelor propuse pentru anul 2017, după cum urmează. Susținerea proiectului redepusă la medele AP, amenajarea drumului Muntenașul, Ardeoane și Vigole betonate, amenajarea drumului Munteanul Muntenești și Muntarea prefabricatelor, amenajarea Rigole Ardeoane și Muntenești, amenajarea Codețe Ardeoane și Muntenești, reabilitarea DCL-176 Ardeoane și DCL-178 Muntenești, și alte proiecte propuse și aprobate de către Consiliul Local. După cum observați, obiectivele propuse sunt cele pe care cetățenii și le doresc și nu obiective megalomane care să nu poate fi realizate niciodată. Nu sunt adeptul propunerilor propagandistice și de campanie care să păcălească cetățenii. Sunt adeptul programelor obiective și necesare bunului mers al comunei noastre. Conștient că atât spectrul politic, cât și cel economic este în plină transformare, nu-mi revine decât să vă asigur că voi încerca să fac tot ce depinde de mine, să pun în valoare experiența acumulată în cele trei mandate pentru a valorifica toate resursele politice și economice în vederea realizării programului propus pe anul 2017. Vă mulțumesc și vă rog să mă sprijiniți în acest an, ca împreună să găsim soluțiile cele mai bune pentru ca viața cetățenilor comunei noastre să se desfășoare în plină siguranță și în plină. Da, mulțumim, domnul primar. Dacă sunt discuții de până asta, domnul primar. Este părerea mea, este un raport complet, real, fără a se exagera ceva. Realizările le-a menționat foarte bine domnul primar, sunt în funcție de veniturile care le avem, și eu, fără să o lau pe mine lui, spun că fiecare ban s-a cheltuit cu chipzuință și de negociat nu mai încape vorba. Ca obiective, rămâne în continuare ieșirea din insolvență și cele două obiective arătate de domnul primar, care
cred că le vom realiza. Având în vedere că nimeni nu-i mai presus ca Dumnezeu și având în vedere măreția zilei de azi, eu zic că o să ne rugăm la Dumnezeu și o să ne ajute. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Sandu! M-a ascultat cu foarte mare atenție raportul prezentat de către domnul primar. Exact ce spunea domnul vice, noi am luat la cunoștință și de anul trecut toate problemele le-au adus foarte transparent, a fost domnul primar, timp la cunoștință toate problemele dezbătute în Consiliul Local. Cu bani puțini, cum a spus și se vede din raportul care e, s-a achiziționat acele utilaje care sunt imperios necesare pentru rezolvarea problemelor comunei. Și celelalte material, toate celelalte probleme care s-au prezentate de către domnul primar și care au fost realizate de dânsul și au prezentat în raport, nu sunt vorbe, sunt lucruri reale, așa că niciodată, domn primar, să nu spuneți absolut nimic și prin modestia dumneavoastră care este, nu așteptați niciodată lauda. Problema este că, tot la fel, să vă mențineți în continuare pentru rezolvarea tuturor problemelor comunei Ardeoane. Noi suntem foarte mulțumiți. Văd și citesc pe echipul fiecăruia de toată activitatea dumneavoastră și a întregului personal al comunei, al primăriei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Da, am ascultat la materialul prezentat, sunt de acord. Un material s-a cuprins realitatea comunii, ceea ce s-a putut realiza. Într-adevăr, eu în alte discuții am mai avut intervențiile mele, am spus comuna Ardeoane este o comună cu un buget mic, pentru că așa numărul de locuitori de case, așa, fără un sprijin, nu s-au putut realiza anumite obiective. Sperăm, totuși, într-adevăr, așa cum avem speranța că va fi mai bine, să putem realiza cel puțin podul la Muntinești și asfaltul, dacă se poate. Eu nu aș vrea să mă refer la ceea ce au spus colegii mei, doar să ne mulțumim pentru faptul că nu știu de ce instanța asta sau judecătorii ăștia, sau cum să mă exprim eu, justiția, mai bine zis, din România, de ce Dumnezeu, și acum îmi permit să spun, de ce nu ieșim din insolvență? Parcă avem un povară, așa știți, când spun, băi, comuna Ardeoane insolvență. Toți consilieri, toți primarul, vice, secretarul, eu cred că toți ne gândim la aceeași sistem. Nu știu, s-a achitat datoria cu școala, am sperat, într-adevăr, chiar vorbeam cu domnul Sandu o dată, domnul, mi-a ieșit jenă, parcă se întreb în ședința postului local, mai suntem în insolvență, am ieșit, n-am ieșit. De ce se tărăgărează atâta, nu pot să-mi dau seama și cred că ar trebui și prefectura să intervină. Domnule, stați un pic, e o comună mică, sărată, bogată, cum este, dar hai să rezolvăm o dată situația asta. Nu văd de ce atâta și atâta se prelungește dosarele astea și atâtea niște chestii. Acum, na, cred că din punctul de vedere ce a fost la Consiliul Local, la primărie, cred că v-ați dat tot interesul. Deci numai că trebuie să debată la ciocanul, nu spune, da, domnule, din mâine dăm o hotărâre judecătorească și terminăm o dată pe la mult. Eu, sincer, parcă te simt cam prost când te duci cu regi, vecini, cu care te întâlnești din comunile vecinate, văd cum ar părere și problemă. Și ce dracu, domnule, mă spuneați, chiar nu se poate o dată și o dată de rezolva, indiferent pe ce cară, amiabilă, nu știu, diplomatică, politică, cum vreți să... Deci, nu sunt de acord cu chestia asta. Nu. Vă împiedică și dumneavoastră la anumite activități. Sunt ferm convins că orice plată care o faceți, și e datorul judiciar, bănuiesc, nu? Orice chestie iară, hai la Cumănești, ai încoace și niște drumuri, niște bani cheltuiți și care... Na. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes. Dacă ce v-ați propus, într-adevăr, deci ceea ce-o ținut, ca și comunitatea administrativă, am făcut toate demersurile necesare. Aici eu nu vreau să comentez decizia instanță, nu vreau să comentez, na, nu sunt în măsură. Mă vedea, așteptăm la termen. Asta e procedura la noi în România. Nu comentez. Și la podul la Muntinești. Au fost lucrările alea făcute în afara contractului în 2011. În contract n-am mai avut cu ei din 2010. Ei au făcut niște lucrări de vreo 700.000. Lucrări pe care o parte dintre dumneavoastră știți, nu le-am acceptat la plată, când erau în perioada contractuală. Ei au acționat în instanță. Administratorul judiciar, și normal,
nu i-au aprobat să-mi scrie la masa credală, eu tot sunt artificii juridice care pe mine mă depășesc. Eu nu fac decât să respect legea și cred că v-ați convins de lucrul ăsta. Da, mulțumim. Atâta cât mă pricep. Eu știu, greșeli facem toți. Poate mai greșesc și eu, poate nu-s nici jurist, nici economist, nici... Da, mă pricep, fac ca să fie bine. Mulțumim. Domnul Bulda. Mulțumesc. Am ascultat raportul prezentat de domnul primar și pe antivorbitorii mei și constat că este un raport întocmit, cinstit, de bun simț. Așa cum spus și antivorbitorii, sunt prezentate lucruri reale care au fost făcute cu banii care s-au putut și vis-a-vis de discuția asta cu insolvența și cu adică marea noastră problemă, sperăm ca și politicienii să lase orgoliile și vă dați seama că suntem singura comună din țară care suntem în insolvență. Și să se îndrepte și către noi, că până la urmă și noi facem parte din această țară și este corect să fim și noi rândul lumea, ca să ne putem dezvolta. Mulțumesc! Și ca o completare, ca să știți, chiar n-aș vrea să mai aud pe nicio cărare, pe niciun drum, că suntem în insolvență din cauza școlii. Da, într-adevăr, a fost o problemă cu școala. Deja pe mine mă depășește că nu s-a discutat, nu s-a negociat nimic cu mine, dacă se negocia, se negocia. Deci școala este achitată, după cum bine știți, pe data de 15 decembrie 2014, când am achitat ultimul leuț. Și știți destul de bine cei din mandatul trecut, cum veneam și în fiecare zi făceam ședințe extraordinare, fugeam la București, mă întorceam cu documentațiile, iar veneam, iar în două zile ședințe, iar știți destul de bine. Deci școala este achitată din 2014, motivul doar instanța au știut. Mulțumesc, mai trebuie și lasă cuvântul. Un minut, voi lăsa de și eu. Într-adevăr, o listă de realizări destul de lungă pentru bugetul care a fost alocat. Felicit pe domnul primar și întreg aparat de specialitate pentru realizările făcute. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să vi se ia și această umbră neagră. Am vorbit și antivorbitorii mei despre insolvență. Și poate dă Dumnezeu și ducem la bun sfârșit și proiectul pentru anul 2017. Deci, încă o dată, felicit echipa domnului primar și pe domnul primar inclusiv. Fiind depuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței.